Business. Do you have your favorite? Yes, I think it's my The Last Summer. It's the philosophy of my last summer and for the next year. I think we are like. Bună seara, bună seara, bună seara. E marți seara, chiar dacă noi nu ne mai știm zilele, că suntem tot în pregătiri și tot în eveniment și tot în curs. Dar colegii mei au fost foarte drăguți să spună că vezi că în seara asta ai live. Ok, bun, perfect, avem live în seara asta. Nu sunt doar eu aici, pentru că sunt împreună cu Rosa, Rosa Vals. Rosa Vals, așa cum am spus și în prezentările de altă dată, este profesoară de design floral la școala ei în Barcelona. Hello, Rosa! Hello, bună nit! Puteți să puneți întrebări în limba spaniolă, dacă aveți. Deja suntem în starea aia de ha-ha-ha, hi-hi-hi, și de la oboseală și de la ce mai avem de făcut. We are laughing already, yes. Because we are tired, we've done a lot. We have so many things to teach so far. Yes, and we today's more and we teach. Până acum am avut două zile, we had two days. Yes. Prima zi am avut buchete de dăruit, buchete cu iz de Crăciun, buchete cu iz de iarnă, buchete pe structură, mai neconvenționale așa cum le facem noi. Am discutat și despre partea de business. Am avut-o astăzi și pe Dana Roșu, wedding planner, și am discutat și despre relația între wedding planner și florist, the relationship in between a wedding planner and a florist. Uf. Și dacă tot am avut vorba de wedding, am făcut și niște buchete de mireasă astăzi, de la cele mai sauvage până la cele pe structură. Rosa a făcut un buchet pe structură cu influență indiană. See, because the last summer I was in India, and normally I like discovering new materials, and for this time I discovered this. It's the typical for the saris. They make the sari with this last part with this material. Rosa a fost în India și a descoperit, bineînțeles că fiecare loc pe care îl vizităm ne oferă inspirație. Fie că mergem în florărie, fie că nu vizităm florăriile de acolo, sigur că fiecare loc ne lasă oarecare amprentă. Și asta zicea Rosa, buchetul pe care l-a făcut este un buchet cu inspirație indiană. Azi dimineață cu asta am început, cu buchete cu iz indian, inclusiv am avut muzică indiană, că na 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 na. Spunea că materialul care a inspirat-o a fost materialul care se folosește în sari, care este portul național al indienilor. La fel mai departe, un alt buchet rustic, dar diferit față de rusticul pe care noi îl știm, cu grâu, cu alte chestii. It's a rustic bouquet. Este un buchet rustic. What is this, Rosa? It's another material. Always, it's nice you discover the different materials. I know this material maybe not for florists, but why not you discover the form? What do you make with the new material? Maybe after I change it with the cotton or something else. But always it's nice say something. I start with this material, I start with these colors, why not? Maybe with a little movement, but always it's nice you discover new things. Asta e ideea pentru noi floriștii. Chiar dacă poate nu neapărat este tipicul material această sfoară, de fapt, este o sfoară, pe care ne gândim că putem să folosim în anumite buchete, poate chiar buchete rustice. Dar cu toate ce înseamnă textură, mișcare, ritm și așa mai departe, putem crea ceva interesant. Dar ideea de bază pe care am predat-o inclusiv săptămâna asta și pe care o predăm mai departe, sunt tehnicile care ne ajută mai departe să le punem în practică. Fie că este un buchet de dăruit, un buchet de mireasă, fie că facem un altfel de aranjament de vară, sau poate fi, spunea una dintre fete, că o inspiră pentru un buchet pe malul mării, poate să fie folosită în principiu tehnica. Materialul se poate după aceea înlocui cu altceva. Ne-am jucat și cu chestii mai romantice. We had some romance here. Am făcut o pălărie pentru mama soacră. We had a hat for the mother-in-law. Este
neapărat, poate să fie și pentru mireasă, could be for a bride or for her mother. Yes. I think it's more about of the colors, the position of the colors, make the asymmetrical, and after, you say before, first it's the technique, after you can discover if for the bouquet, or if for the hat, or maybe it's for the one day in the Lord, for in one home, for the weddings. Asta ziceam, că tehnica pe care noi am folosit-o, cu materiale pe care noi le-am folosit, poate să fie replicată după aceea și pentru un aranjament sau poate să fie inclusiv o bază de coroniță. Poate să fie replicată sub diferite forme. Am folosit pene, am folosit drangea uscat, am folosit asclepias. Focusul a fost, bineînțeles, pe partea florală, pe culoare, ca să scoată în evidență, bineînțeles, tot ce am creat aici. I-am creat și un buchețel pentru că nu se putea fără, așa că am creat un buchețel romantic în care am pus oarecum materiale similare, dar un pic diferite, foarte, foarte multe detalii, sper că se vede și până acolo la cameră, poate că nu, dar cel puțin foarte, foarte multe, foarte multe detalii, partea de culoare, pentru noi am pus accentul zilele astea, had a lot of discussion and we place the accent on the color and on the harmony of colors. What's the idea? Let's say maybe for the florist at home to go with one idea for tonight. If we want to obtain the harmony of colors, what's the advice to do with the flowers and with the colors? Always it's better when you make this type of works, normally you need the dominant. Totdeauna când vrem să obținem armonie cromatică cu florile noastre, primul lucru pe care trebuie să-l alegem este o culoare dominantă. After the second, boss. After the third, and after something put together in the same arrangement. And after, okay, for you know now the tendency is seven colors, seven different elements, after something they can play all together, the more strong and the more little. But something always it's play with these 7, 8 colors, texturas, formas, big, little, line, multidirectional. That's all. Only. 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 Primul lucru pe care trebuie să-l avem atunci când vrem să obținem armonie cromatică este o culoare dominantă. Ăla e primul lucru. Noi spunem că cine e șef, da? Cine e the boss? După care avem nevoie de o culoare subdominantă. Adică dacă mauve-ul nostru de la anemone este cea mai importantă culoare, aia va fi reprezentată și în cea mai mare cantitate. După care, următoarea culoare, care nu trebuie să fie neapărat o culoare diferită, culoare, mă refer la... poate să fie inclusiv tonul de culoare. De asta spunea Rosa că putem folosi și de obicei, mai ales mai nou, se folosesc cam 7 culori. Nu mă refer la 7 culori toate de perioada culorilor, ci mă refer la 7 tonuri de culoare. Diferite tonuri de crem, diferite tonuri de somon, care dau după aceea în tonuri de roz, mai departe în purpuriu și după aceea în mov închis, pot să fie, de fapt, 7 tonuri de culori. În felul acesta, jucându-ne cu diferite tonuri din aceeași culoare, putem obține armonie cromatică. And I think that's the most important thing in our work now, is to obtain the color harmony. Yes, I think now it's a good for play for us, because now the people know what is the good florist. What is a good florist? Is the florist, you can make the arrangements with these 6, 7 colors, a lot of different flowers, with a very good movements, always it's safe, because sometimes you can see some bouquets, it's or too, the sensation is, sorry, I need a space, or too much light. Always, it's in perfect form, perfect technique. You don't know why, but when you pick the arrangement, it's perfect. You feel it. Yes. Asta spunea și Rosa,
așa facem diferența între un florist bun și un florist amator. Când în momentul în care iei un buchet, odată că îl simți zdravăn și simți că este prins bine acolo și este un buchet care stă, adică nu se mișcă, are într-adevăr mișcare la elemente, cum obține mișcarea? Prin diferite nivele ale florilor și nu îți dă senzația că este compact, că florile sunt înghesuite acolo, că ceva le strânge de gât. Toate florile au locul lor, toate florile au spațiul lor, pot să se evidențieze. Cum spuneam, clientul nu plătește ceea ce nu vede. Degeaba înghesuim noi acolo florile și nu au loc fiecare dintre ele. Și la fel e senzația pe care o ai când iei un buchet în mână. Îl simți că îi zdravă, că stă bine, că e prins bine, că are o tehnică corectă și că face o cromatică armonioasă. Nu există treaba asta cu frumos sau urât. There is no such thing beautiful or ugly. It's just harmonious or not harmonious. Yes. I think it's a lot. Okay. V-am dat așa o bucățică să vedeți și voi acasă, de fapt, cam ce-am făcut așa, o mică bucățică. Sunt pe aici tot felul de buchete, tot felul de chestii în jurul nostru. Fetele au plecat acasă. Mâine dimineață ne întâlnim din nou aici să vedem ce putem să facem pentru decorul de vitrine. Tomorrow is the window display. Yes. Mâine vom lucra în echipe, vom împărți, we're gonna split the team in three. Yes. We're gonna work experimental stuff. Three different styles. Trei stiluri diferite. The students decide and they choose the material. Și nu vom mai face noi demonstrația, ci floriștii vor alege, de fapt, cum vor lucra, ce vor lucra, care vor fi materialele pe care le vor alege din cele pe care noi le vom prezenta. Mergem și noi acasucă, trebuie să ne odihnim, we have to rest, că dimineața la ora 8 suntem din nou aici. Suntem așa on the clock, dar vreau să vă transmitem un pic din energia de aici, din studio și să vă transmitem o săptămână cât mai împlinitoare, să zic așa, pentru voi acolo acasă. Așa că până săptămâna viitoare, marți, v-am pupat și ne vedem săptămâna viitoare la ora 8. Thank you, Rosa, for being here for the fourth time in Romania. Mulțumim, Rosa, pentru că este deja a patra oară la noi la școală. Yeah. And thank you for all your energy and information that you bring with us. Thank you. Yay! Mulțumim, v-am pupat și ne vedem marțea viitoare. O să punem și poze, pentru că avem aici fotograf talentat și o să punem poze de la aranjamente și de la floricele. Pam, pam, pam.